Bună, sunt Denisa și astăzi vom citi devoționalul împreună. Holly nu prea știa ce să îi spună doamnei Kim. Am lecții de pian lunea, balet marțea, teatru comunitar joia, a început ea. Lucrez ca bonă aproape în fiecare sâmbătă seara și fac gimnastică de 3 ori pe săptămână după școală. Și mai primesc și o groază de teme. Deci spui că nu poți lucra la anuarul școlii nici măcar o seară pe săptămână? A întrebat doamna Kim. Știi că asta înseamnă că renunți la șansa de a deveni editor anul viitor, nu-i așa? Vom avea nevoie de experiență, știu, a răspuns Holly. Apoi s-a hotărât să-i spună doamnei Kim adevăratul motiv. Adevărul este că aceasta este singura seară din săptămână în care pot participa la întâlnirile de tineret. Holly a refuzat o activitate bună pentru a lua parte la una și mai bună, prin care să păstreze legătura cu prietenii ei creștini. Citește Evrei 10:23-25. Cum poți menține vie prietenia cu Dumnezeu? Scriitorul epistolei către evrei tocmai le explicase cititorilor săi noua lor prietenie cu Dumnezeu prin Hristos. Acum le spune cum să o mențină, iar secretul consta în a se aduna la oaltă cu alți urmași al lui Isus. Există multe influențe care caută să te lipsească de credință. Așa că ai nevoie să te întărești și să te zidești alături de prietenii tăi creștini prin încurajări, vorbind, rugându-vă și împărtășind bucuria de a fi creștin. Dacă lipsești de la biserică sau de la întâlnirile de tineret, vei fi afectat atât tu cât și creștinii pe care i-ai putea ajuta. Atunci când biserica intră în conflict cu o altă activitate, poți încerca să reprogramezi una dintre ele. Dar dacă nu poți, nu la biserică ar trebui să renunți, chiar dacă aceasta înseamnă că îți vei dezamăgi prietenii sau oamenii care te sfătuiesc și că vei pierde anumite oportunități viitoare. Înțelegi ideea? A oferi și a primi încurajări este extrem de important. Ar trebui să fii nesăbuit să intri pe un teren de rugby și să joci singur împotriva unei echipe întregi. Ți-ai ridica privirea, ai vedea 11 mamuți pregătindu-se să îți strivească trupul și să ieși de pe teren plângând. De ce crezi că poți să lupți singur în calitate de creștin când vrăjmașul caută să te ucidă? Ai nevoie de echipa ta sau nu vei supraviețui? Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult că vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:24-25. Domnul să fie cu tine în această zi.